Doamnelor și domnilor, foarte entuziasmat să vorbim astăzi la Apolomia despre un subiect foarte fierbinte și anume religia versus credința. Dar, având în vedere că suntem un popor creștin, ortodox, super religioși, toată lumea la volan, conduce cu viteză, ne binecuvântăm unii pe ceilalți, facem toate lucrurile religioase, ne facem cruce chiar și cu limba, când trece o pisică neagră dăm înapoi, superstițioși și 10 pași, scuipăm în toate direcțiile. Popor ca în România n-am văzut. Jurăm cu mâna pe Biblie, promitem toate lucrurile cele mai bune și în același timp facem tot ceea ce ține împotriva aproapelui nostru. Ne considerăm un popor religios, Emilio? Dar dacă stăm să ne uităm cu atenție, vedem că de fapt suntem departe de Dumnezeu. Dacă stăm să ne uităm cu atenție. Așa că astăzi vom vorbi despre religie care se predă în anumite școli și care îi sperie pe copii. Copiii pleacă acasă speriați de ceea ce sunt învățați la această materie. Și de fapt este departe de a învăța lucruri bune care ar trebui să plece încurajați și să dorească să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult. Tocmai de aceea și eu și Emilio ne-am propus să la această emisiune Apolomia să apărăm credința noastră. Cum? Prin a discuta diferența între religie versus credință. Două cuvinte care sunt folosite de multe ori referându-se la același aspect. Însă, astăzi, vrem să privim la ceea ce ne spune Biblia de fapt, cum definește Biblia credința și nu cum ne imaginăm noi că ne spune, de exemplu, mă uitam pe Dex Online, e cu tot o altă definiție față de ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui că credința ar trebui să fie. Iar dacă ne uităm puțin mai atent, putem vedea că sunt opuse. Sunt două lucruri distincte care nu se manifestă la fel. Vrem să atingem câteva aspecte, mai ales diferențe clare între cele două. Din nou spun, credință versus religie, de care vrem să fiți cât se poate de conștienți. Și aceasta vom discuta la această emisiune. De multe ori avem impresia că religia și credința sunt unul și același lucru și nu facem o distinție între ele, așa cum a spus și Iulian. Însă, dacă ne uităm mai atent, vedem cum atunci când vine vorba despre religie, Dumnezeu pare să fie undeva acolo, departe. Este un Dumnezeu distant, cosmic, departe de noi, care nu prea are nimic de a face cu noi și noi încercăm să-L cunoaștem. Pe când atunci când vorbim despre credință, vorbim despre un Dumnezeu personal, care ne este aproape, care este în noi, prin Duhul Sfânt, cum ne învață Biblia. Iar diferența între credință și religie, doar din acest punct de vedere, deja face o foarte mare diferență în modul cum vedem lucrurile. Așa este. În același timp, religia pune accent pe exterior, pe lucrurile exterioare. Tocmai de aceea vedem oameni că intră într-o biserică, își schimbă comportamentul, își schimbă aspectul la față, devin sobri, devin serioși. Și cred că doar prin a schimba exteriorul, de fapt, ai rezolvat situația. Pe când, de cealaltă parte, credința ne spune, schimbă-ți interiorul, pentru că de acolo ies izvoarele vieții, cum ne spune Biblia, la fel Domnul Iisus Hristos din inimă iese răutatea omului și trebuie să schimbăm interiorul. Așa că religia se rezumă la exterior, pe când credința lucrează în interior, din interior. Un alt aspect atunci când vine vorba despre religie este că religia o avem la nivelul minții. O cunoaștem teoretic, un set de reguli, le învățăm, oricine o poate practica, nu există nicio limită. Pe când credința este la nivelul inimii, pleacă din convingeri, pleacă din interiorul nostru. Iar evident cum se vor manifesta cele două în viața unui om, este cu totul diferit. Oricine poate urma un set de reguli, pe când credința te va determina să fii într-un anume fel, nu te va determina să faci anumite lucruri pentru că așa se fac sau că cineva îți spune să le faci. Și Emilio, dăm voie să adaug aici, când spunem că este doar din inimă, nu înseamnă să nu-ți folosești capul, nu înseamnă că spunem crede și nu cerceta, nu la asta ne referim. Dar Domnul Iisus Hristos spune atât de clar fariseilor, le spune, voi sunteți ca niște morminte vopsite.
Adică pe afară mormintele sunt vopsite, arată bine, dar pe dinăuntru sunt coapte, put și așa mai departe. Deci înțelegeți ideea pe care încercăm să o transmitem. Este că din interior, din inimă, inima care este în același timp când iubim cu adevărat pe cineva, nu iubești doar cu mintea, iubești și cu inima și îți dai tot ce ai mai bun pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru că asta îți dictează inima și conștiința. Deci credința e o îmbinare a celor două. Pe de altă parte, religia promovează să te porți cu oamenii așa cum se poartă ei cu tine. Adică, dacă ei se poartă frumos cu tine, ne purtăm toți frumos. Oh, Emilio, ești așa de drăguț, un prieten devotat, dar dacă Emilio îmi greșește și eu reacționez la fel ca el, mi-a greșit, e corect să nu mai avem o relație. Pe când credința spune, poartă-te cu alții cum se poartă Dumnezeu cu tine. Credința îmi spune, nu te purta cu Emilio cum se poartă el cu tine, ci poartă-te cum se poartă Dumnezeu cu mine. Adică Dumnezeu mă iartă în fiecare zi, îmi dă har în fiecare zi și să îl arăt pe Dumnezeul lui Emilio înseamnă să mă port cu el așa cum Dumnezeu se poartă cu mine. Și asta este frumusețea credinței. Dacă e să privim în ansamblu, religia în Biblie este descrisă ca un set de reguli pe care oamenii le respectă, în ideea că aceste reguli îl onorează pe Dumnezeu, pe când credința este mereu însoțită de o relație cu însuși Dumnezeu. În religie există o anumită rigoare și meticulozitate, să-i spun așa, în respectarea regulilor, în ce trebuie să faci constant, cum trebuie să faci tot timpul. Și toate aceste lucruri reprezintă doar o manifestare exterioară, nici de cum o trăire profundă. Acest fapt despre religie aduce din partea omului o constrângere mai mult, o silire, o disciplină autoimpusă, dacă vrei să o punem așa, care nu își are sensul. Da, încercăm să ne facem buni, iar Biblia spune că oricât am încercat noi să fim de buni, nu vom fi buni. Și noi încercăm să ne impunem o religie, un set de reguli, așa cum a zis și Emilio. În același timp, Biblia descrie foarte frumos în antiteză între cele două, punând credința pe un loc primar în viața credinciosului, prin faptul că ea izvorește din inima unui om, și acesta nu este un aspect exterior, cum este religia. Credința se manifestă în exterior prin trăirea ceea ce este deja în interior, pe când religia o poate practica oricine, având doar o formă de evlavie, cum spune Pavel, fără implicații personale sau convingeri. Am un prieten extraordinar la care țin foarte mult și chiar zilele trecute vorbeam cu el că nu doresc ca copiii mei să facă antrenament duminica, pentru că este ziua Domnului și vrem să mergem la biserică. Și acest prieten mi-a spus, Iuliane, îți respect religia, și mi-a spus, și eu când eram mic am crescut catolic și mergeam la biserică, dar acum m-am făcut mare și nu mai merg mare. Tocmai asta este religia. A practicat-o cât a fost mic, pentru că nu a fost ceva personal între el și Dumnezeu. A fost un set de reguli care, odată ce devii ocupat, este ușor să renunți la niște reguli, să zici, e ok, am alte priorități acum. Pe când dacă ai o relație cu Dumnezeu care produce credință, nu poți să zici, renunț la Dumnezeu. Și asta este o diferență mare între oameni care cresc religioși, care au un set de reguli, și oameni credincioși, care au o relație cu însuși Domnul Iisus Hristos. Da, motivele pentru care unii copii respectă sau sunt religioși este pentru că le este impus de părinți, de context, de școală sau comunitate sau așa mai departe. Și mulți oameni presupun că Biblia învață despre religie și credință ca și cum ar fi una, că sunt asemănătoare, dar de fapt ele sunt foarte diferite, chiar dacă par similare în unele aspecte. Iar pentru acest video am ales să folosim din nou doar Biblia și o să cităm doar din Biblie ca principal material, ca să le definim, tocmai pentru că mulți neagă credința în Iisus pe motivul că nu cred Biblia.
Avem un alt episod în care vorbim despre Biblie. Dacă vreți să-l urmăriți, probabil va fi în descrierea acestui video. Dar vrem să arătăm cât de greșit este să presupui că știi anumite lucruri sau știi ce spune Biblia despre un subiect, fără să cunoști de fapt, fără să te interesezi să vezi, băi, chiar spune așa după cum am auzit sau nu. Și Emilio, dă-mi voie să zic că este un lucru foarte trist. Mulți oameni nu vor să audă de Dumnezeu, de Biblie, de Iisus Hristos, tocmai din cauza că mulți oameni, așa zis, religioși sau chiar și credincioși, au pătat mărturia. Mărturia adevărată. În același timp trebuie să ne dăm seama că cu toții suntem oameni. Nimeni nu este perfect. Eu pot greși, Emilio poate greși, oricât de credincioși ne dorim noi să fim. Pe acest pământ nu vom fi niciodată perfecți, dar dorința noastră este să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos și să urmăm credința adevărată. Chiar cuvântul ortodox, repet, înseamnă creștin drept, învățătură dreaptă. Și asta vrem să urmărim. Iar dacă vedem în Biblie, Biblia ne dă cu totul un alt aspect despre chiar și despre religie, dar mai ales despre credință, decât ceea ce ne oferă televizorul, din păcate ceea ce ne oferă chiar și Biserica Ortodoxă din România, Biserica Evanghelică din România, Biserica de Pretutinde. Și trebuie să ne uităm, să ne dăm seama, și aici fac o paralelă, care vreau să fiți foarte atenți. În Biblie, cuvântul biserică are două sensuri. Biserica locală, unde este orice biserică pe care o vezi pe stradă și îți faci semnul crucii sau adunare, cum îi mai zic unii oameni, este clădirea în sine sau patriarhia sau mănăstirea, oricum vrei să-i spui. Iar al doilea cuvânt pentru biserică în Noul Testament se referă la Biserica Universală, unde sunt toți care îl urmează pe Iisus Hristos. Cu adevărat. În clădire, în instituție, sunt atât credincioși cât și necredincioși. Pe când în Biserica lui Iisus Hristos, cea universală, sunt doar credincioșii, cei care cred cu adevărat în Iisus Hristos, cei care îl urmează cu adevărat pe Iisus Hristos. Și din cauza că în biserica locală sunt oameni care strică această mărturie, de multe ori oamenii fug. Dar trebuie să ne dăm seama, cu toții suntem oameni și așa cum vă zic de foarte multe ori, pădure fără uscături nu se poate. Și nu folosesc lucrul acesta ca și o scuză, dar Biblia este atât de profundă în a ne spune ce este cu adevărat credința. Și de acolo trebuie să ne luăm și noi definiția.